Salut tuturor, sunt Andrei, bine v-am găsit, oameni buni, la reînceputul serii noastre de parcurs. Fraților, știți că v-am spus acum ceva timp că vreau să reîncep această serie de parcurs, dat fiind faptul că era una dintre cele mai apreciate serii de la mine de pe canal și uitați că revenim cu un nou episod, bineînțeles, tot pe serverul nostru play.minecraft.linux.ro. Și înainte de a începe, oameni buni, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri pentru revenirea acestei serii. Și haide înainte de toate să vă explic și eu puțin, trebuie să vă mai prezint așa lucrurile. Deci s-au schimbat foarte multe, mai ales pe secțiunea de parcurs. Te scrie cea bun venit pe secțiunea parcurs. Sperăm să te distrezi alături de noi. Vom adăuga noi parcurul odată la 2-3 zile, în limita posibilităților. Toate parcurile au fost luate de la zero. Știți că înainte erau vreo 40 și ceva de parcururi, acum sunt numai 12 parcururi. Fiecare parcurs va avea câte un mod. După cum puteți vedea, toate aceste parcururi sunt momentan în modul clasic, dar vor exista mult mai multe moduri de parcurs. Gen dropper, este tot un fel de parcurs dacă stai bine să te gândești. În fine, mai multe moduri de parcurs, chiar aici dificultatea. Toate parcururile sunt noi, bineînțeles. Avem și ceva NPC, acest NPC mi se pare că îți dă heal, dacă nu mă înșel. Și ce este un parcurs god? Aici vei primi diverse bonusuri. Acest Ender Chest îl poți deschide cu 100 de dolari. Bun, și dacă mă întrebați cum primiți banii pentru a primi diverse parcuri, hai să le spunem așa, parcuri, intrați, spre exemplu, la parcurul 1. Avem aici parcurs 1, luăm misiunea de la el și la sfârșit o să trebuiască să-i ducem misiunea altuia. Deci fie antenă, bine, acum eu nu merge să dau pentru că deja am făcut acest parcurs să testez cum merge treaba. Zice că nu mai există obiective pentru că deja am terminat parcurul 1, dar ideea e că te duci, uite, spre exemplu, nu știu, mergem, hai să mergem, uite așa, mergem parcurs 2, aici nu mi se pare că am luat, parcurs 2, uite, parcurs 2, parcurs 2, scrie opțiune în chat, 1, doresc să accepți acest obiectiv? Da. Clic pe completare de la parcursul selectat de tine. Bun, deci am acceptat obiectivul parcurs 2 și în momentul în care o să termin parcursul o să duc acest quest și o să pot să-l iau pe altul. Știi, cam asta este și o să primești bani și cu banii o să poți face pe viitor mai ales o grămadă de chestii. Acum haideți să revenim la parcursul 1, să-l facem. Bun, și trebuie să dezactivez și chat-ul. De fapt, stai, nu, așa. Așa, bun, pune scale pe off. Și haideți să testăm și noi aceste parcururi. Bine, primul parcurs deja îl știu, vi-l arăt și vouă. Parcururile sunt făcute, bineînțeles, de către builderii noștri, care chiar s-au chinuit foarte, foarte mult, mai ales să iasă această secțiune cum este așa. Și frate, bă, evoluăm. Adică, uite, acum primești bani după ce termini un parcurs. Oba, bani cu care poți să-ți cumperi diferite chestii și parcururi din ce în ce mai faine, scrie acolo și dificultatea. Dar chiar este super, super tare. Oricum, vă aștept pe server. Încă o dată v-am mai spus, suntem pe play.minecraft.linux.ro. Aveți adresa în descriere, intrați aici la parcurs și vă delectați și voi cu toate parcurile de aici. Să dați și voi rage-uri nebune și toate cele. Ok. 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 Și aici este complicat. Trebuie să... Oh! Găsește intrarea. Ok, sunt blocuri invizibile din câte îmi dau eu seama. Aici nu-i bloc. Oh my fucking god. Și felicitări, ai terminat parcurs 1 completare. Aici trebuie să dau click dreapta apel. Eu am terminat deja și nu primezi niciun ban pentru că n-ai terminat. Bun, și haideți mergem la parcurul 2, care este mediu. Bun, am acceptat deja quest-ul de la acest parcurs. Și haideți să vedem ce trebuie să facem aici, frate. Adică trebuie să sărim, vă dați și voi seama. Dar pe ăsta chiar nu l-am făcut, deci chiar nu l-am testat. I have no fucking idea what am I supposed to do here. Opa. Așa. Fuck it. Mă concentrez așa puțin de la aici, bineînțeles avem ceva muzică pe fundal ca să ne simțim și noi bine. Ne îndrumă la parcurs, frate, muzica aceasta. Ok, what the fuck am I supposed to do now? Huh. Bă, ce trebuie să fac? Trebuie să sar gen pe... sau? Huh. Aici nu pot să sar sus. Oh, ce tare, deci fie antenă. Stai, tete, ce am făcut? M-am urcat așa, am sărit pe fensul ăsta și de ce am sărit? Oh, da. Uite că nu m-am gândit la chestia asta. Stai că aici trebuie să fiu tot pe fens. Oh my god, are you fucking kidding me? Și what the fuck was that? Bineînțeles, pentru a vă întoarce, trebuie doar să dați pe busolă, dați parcurs 2 și vă duce înapoi la parcurs 2, da? Nu sunt parcururi foarte complicate, ați văzut și voi, dar... uite, ăsta e parcurs mediu, bag piciorul, eu, că deja am apucat dracii. Nu sunt foarte complicate, dar... sunt puțin tel cam lungi, știi? Deci... va. Dar tot trebuie să le facem, frate. Nu avem cum să nu le facem. Suntem profesioniști, ce dragi de amiază. Și chiar mi-era dor de o serie de parcurs, o serie în care... vreau, uite, bine, ăsta ar fi un clip de... reprezentare, să spun așa. Reprezentare, pentru că, na, mai facem o prezentare. Dar din clipul următor eu mă gândesc să facem ceva de genul facem parcurs,
pe muzică relaxantă, așa, și să discutăm despre anumite subiecte. Și văd că s-a teleportat cineva la mine și se văd particulele. Oh my god, ce prost! Oh my fucking god, ce prost! Oh my god, ce prost sunt, mama, acolo, ajunge-ne! Ok, și chiar vreau să scrieți și voi în comentarii ce părere aveți. Vreți să discutăm despre anumite subiecte în această serie de parcuri? Eu zic că este locul perfect. Bine, chit că dacă discutăm despre anumite subiecte. Uite, am terminat parcurul, fii antenă. Dăm scale, completare. Bun! 100 de dolari au fost adăugați în contul tău. Obiectiv complet, parcur 2. Ai primit banii, ai fost teleportat la spawn. Super tare, și am primit 100 de dolari. Și acum putem merge la acest ender chest. Dar nu mă duc acum, mergem mai încolo, că putem încă să terminăm parcurul. La fel, parcur 3, îi dăm 1. Da, doresc să accept acest obiectiv. Click pe completare pentru de la parcurs selectat de tine. No, și acum trebuie să termin și să dau pe completare. Dificultate greu, parcur by Blinky și The Kid. Bun. Haideți să vedem ce ne așteaptă la acest parcurs. A scris acolo cineva în chat că dacă ai rage de parcurs, du-te la parcurul 12. Oh my god, o să ajungem acolo. Luăm așa parcurile la rând. Hai de capul mă, câtă fain arată. Deci cât de fain arată parcurul ăsta. Cel mai nașpa parcurs. Bine, glumesc, vă dați seama, chiar arată super, super tare. Am dat eu un fel aici nenorocit. Nenorocit felul acesta. Dar ce dragi de-a mea zămă. Mamă, odată, ia uite, era și a venit Vali aici cu acele particule. Doamne, deci îmi amintesc. Deci se vede că mi-am cam pierdut skill-ul la parkour. Mi-am amintesc de momentele alea când chiar eram super profi la parkour, frate. Zi și noapte făceam numai parkour, de făceam acele compilații cu parkour, ai de... Bă, da, poți să reuite așa ca să... Făceam acele compilații cu parkour, mă, nini cu mă. Și... fac. Ok, beton. No, dude, come on. Frate, o să-i scriu că mai disperă acele particule să... Nu mai veni la mine cu particulele ale că mă disper. Nu, serios, mă disperă, mă induce în eroare. Opa, bad girl. S-a pus bad girl aici. Opa, dude, ok, this is good. Bă, ăsta e parkour greu. Bag piciorul. Bine, nu-i extrem de greu, dar sunt eu în tablet acum și dau multe feluri și nu sunt stare să-l trec. Aia e partea a doua. Adică mă înțelegeți, că sunt și eu mai în tablet, ce vrei să fac. Oba. Oba. Bun, hai că am trecut iarăși. Oh my god, cât de bine a mers. Sărim aici, ajungem unde trebuie. Ok, ce facem acum? Trebuie să sar acolo, cred, și acolo e un semn. Ok, haideți să facem un b-hop frumos. Aici! Oh, nu mă așteptam să ajung. Dude, nu mă așteptam să ajung aici. Dar uite că am ajuns. Sunt professional, mă, ce știți voi. Oh, și semn unde să ne spună în ce direcție să ne ducem, dar... Unde să mă duc? Să sar acolo, frate? Nu știu unde să sară. Cred că acolo. Ok, bun, hai să încercăm, fii antenă. Oh my god, nu trebuia să sar acolo. Ah, dude, aici trebuia să sar. Ce nablet îți. Deci uitați cât de nablet pot să fiu, frate. Deci acum trebuie să luăm de la capăt, adică ce dragi de-a mea ză. Bă, deci nu m-am uitat atent, ați văzut și voi. Și am crezut că trebuie să sară pe blocul ăla, dar... Nu m-am priceput. Ok. Doamne. Să sar aici. Mă concentrez acum foarte, foarte mult, de aceea nu vorbesc cine știe ce. Sper să nu dau rage totuși. Uite, frate, că pe gheața asta nu e chiar așa complicat. Adică chiar e ok. Chiar e decent aici. Ok, trebuie să facem iarăși b-hop până pe blocul ăsta. N-am putut. Bă, deci eu vă provoc, sincer, uite. Bine, parcurul 1 și 2 au fost destul de ușoare. Vă aștept la parcurul 3, frazor. Deci vreau să terminați parcurul 3, să vedem în cât timp îl terminați așa, gen. Începe să cronometrați de prima dată când ați pășit în acest parcur. Să vedem în cât timp îl terminați, pentru că eu dau o grămadă de feluri și mă enervez așa încet. Ce știți că eu sar destul de ok până când mă enervez. Adică când mă enervez, dau foarte multe feluri cum fac și în acest moment de altfel. Fucking... Cine a făcut? Blinky și The Kid. Ha, mă, guys, serios, de ce faceți parcurul de-astea, bă, ca să mă... ca să mă disperați pe mine, boys. Opa. Beton. Let's go.
Mamă, că merge așa, boys. Oh, da, beton. Hai că am trecut de partea aia mai complicată, dar să nu ne culcăm pe ureche, pentru că și aici putem da feluri urte. Bun! Și acum trebuie să sar acolo, nu? Da. Ok, cum facem să... Doamne! Sper că trebuia să cad aici. Da, 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 sper. Oh my god, m-a speriat. Am crezut că nu trebuie să cad aici. Și am fost pe punctul să dau încă un rage. Deci nu cred că mai aveam foarte, foarte mult până să termin acest parkur. Da, mai aveam. Dude, come on. Deci am fost atât de aproape iarăși. N-am apăsat space la timp și uitați ce se întâmplă. Fucking hell, no. Oba. Dacă mă întrebați cât o să țină seria, sincer, nu știu. Gen, o să continuăm seria de fiecare dată când sunt parcururi noi, pentru că, uite, o să terminăm aceste parcururi și după aceea nu o să mai avem practic ce parcururi să postăm și oricum eu vreau să postăm în continuare aici pe server, pentru că trebuie să prezentăm și munca celor care chiar s-au ocupat de această secțiune. Aici am crezut că o să cad acolo. Deci, o să punem clipuri de parcur în momentul în care o să mai apară alte parcururi. Uite, acum sunt 12 parcururi, le facem pe toate astea și după o să luăm pauză până când apar alte parcururi, știi? Și atunci o să postăm cât mai multe episoade. Are fucking real, man. Bă, mi se pare mie să o zburam, nu știu. Nu mai zbor, what? Mi s-a părut acolo că am stat în aer la sfârșit de aia, am zis. Ok, bun. Stai un pic că trebuie să mă scarpin, mă mâncă toate acum, frate, deci când trebuie să mă concentrez, începe să mă mănânce tot. N-am crezut că o să sar aici, sincer să fiu. Acum trebuie să revină iarăși full controlul la modă. Full control, zis Andrei. Full control, hai că e cel mai ușor parkour ever. Parcurul 3 este foarte, foarte, foarte ușor. Trebuie să-l terminăm. Mamă, deci m-am dus prea mult. Deci m-am dus prea mult acolo. Hai că am sărit-o acum, frate. Am nimerit fix colțul așa cum trebuia. Deci am sărit beton. Așa. Aici iarăși. Mai e ușor să sar aici. Ok. Pastea. Mamă, și să nu ne grăbim aici. M-am grăbit! Penal! Penal, cum să... nu trebuie să te grăbești, dar te grăbești și... uite cum dai fail. Blinky și The Kid. Mulțumesc frumos pentru aceste clipe minunate. Uite, frate. Dude! Come on, de ce mă lovesc? Nu... deci numai... cred că sunt trollat. Sau? What? Cum de primele dăți am sărit fără probleme și nu știam de blocul ăla de acolo și acum m-am încurcat blocul ăsta. How is that even possible, man? How is that even... no, bine, parcurul ăsta e hard. Parcurul ăsta e hard. Sunt și eu în tablet acum că n-adău multe failuri, dar... e mai hard decât celelalte, asta trebuie să recunosc. O, da. Am sărit din prima aici. Deja cred că... și acum să vină în comentarii, frate, diverse persoane. Eu am terminat parcurul în jumătate de secundă! BAM! Nebunel d-alea! Cum vă plăcea să faceți în această serie de parcur. Am terminat parcurul, nici măcar nu m-am uitat la el, frate. L-am terminat imediat. Numai chestii de genul. O, da. Deci e momentul acela când efectiv, frate, nu mai vrei să te oprești. Deci n-am mai vrut să mă opresc, nu știu, mi s-a părut că, bă, cel mai ok ar fi să nu mă opresc, ar fi ok, frate, să continui, să țin apăsat space-ul eventual și să continui să mă duc, dar nope, denied ceva, gen, bag piciorul, man. Ok, beton, hai că de aici, pe aici e ușor. Adică aici nu avem probleme, numai acolo, frate, dau failul, dar sunt prea multe sărituri care, gen, deja după un timp, te gândești, uite cum mă gândesc acum, bă, hai că am făcut foarte, foarte mult din acest parcurs, mai am puțin și nu trebuie să dau fail. Oh my god. Oh my god. Dude, come on!
Ok, mai încercăm o dată să-l facem așa pe tot, dacă nu îmi bag piciorul. Mi se pare că puteai să spui checkpoint undeva, nu mai știu. Nu știu exact, dar eu așa știu. Gen, e cu checkpoint-uri, dar nu știu unde exact poți să spui checkpoint. Și care-i jmecheria, nu m-am documentat și eu foarte, foarte bine. Aolo, da, așa să-l facem dintr-o liniuță ar fi beton armat. Dacă reușim. Până acum nu prea reușim, văd eu, doar mă enervez așa aiure aici. Oh my fucking god, ok, deci, mă mai duc o dată tot până acolo. Dacă nu-mi iese, îmi bag cioaca. Uite, dude, uite mă, zăpada, fiții. Ne calmăm. Ok. Hai că începe acum altă melodie, trebuie. Așa, beton. Ok, no fail, guys. Nu dăm fail, mă. Cine dă fail în pana mea? Nimeni prea easy acest parkour era să cad, aolo, am făcut pe mine. Ok. Sărim aici, super tare. Ok, acum parcă începe să-mi alunece mâna pe mouse, frate. Deci vorbesc serios, parcă... Oh my fucking god, no, 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 something is wrong. Deci ceva e greșit, putere, dar nu mare campana. Bihop! Oh da, oh da, Zăză Andrei o să termină acest parcur, oameni buni? Nu-mi vine să cred. Oh yeah! Fucking yes, man! Completare, yes! Ia-ți vedem câți bani mi-a dat, cred că tot 100 de dolari. Tot 100 de dolari au fost primiți. Super tare, bag piciorul. Am trenat parkourul 3, care este greu și haide să trecem și la parkourul 4. Mi se pare că 1 și da. Hai să vedem dacă văd fără ce, dacă am scris bine. Da, mă, uite, am scris bine fără ce, te ești nebun la cap. Dacă trebuie să facem un bihop aici. Da, am făcut bihop, de n-am mai putut, ești nebun la cap. Facem aici un bi... Ce? Bă, what the fuck? Așa, am făcut eu bihop foarte, 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 foarte iurea și nu înțelegeam de ce. Ceva îmi spune că și la acest parcurs o să stă mult și bine, chit că este mediu, deci ar trebui să fie mai ușor decât parcurul precedent. Ok, hai să facem așa o șmechere, hai să ne concentrăm, să vedem noi cum să sărim pe aici, uite, colțul ăsta, uite, acolo trebuie să sărim. Sau nu? Fuck! Bă, dude! Deci am fost atât de aproape acolo. Ok, acum îl trec, acum îl trec. Mamă, câte particule! Nu văd nimic cu particulele lui Dumnezeu, bă, deci... Dar fix aici în parcul stăteau. Bine că v-ați gândit acum, frate, să vă dați de acolo. Foarte, foarte beton armat în pana mea. Rage incoming! Mă disperă! Yes! Ah, dar nu acolo trebuie să... Yes! Am trecut, am trecut! Nu mai trec. Bag piciorul. Bă, da, mă dă foarte, foarte aproape. Eu vreau să fac b-hop și tot trebuie să mă dau în spate și mă disperă. Yes! Am trecut. Blocul moti. Incredibil, doamne. Incredibil. Deci dacă ăsta e parcurs mai ușor decât precedentul, eu mă tai, nu știu ce pana mea, frate, că sunt sărituri grele. Deci, uite, fii antenă, până și prima săritură e grea, trebuie să faci b-hop să-ți iasă la perfecție b-hop-ul, că altfel nu treci. Băi, și ce mă enervează aici, că tot cad acolo. Oh my god. Oh my god. Oh my god, mă duc. Nimeni nu mă poate opri, mă duc. Mă duc mai ceva ca pasărea Phoenix! Yes! Ok, bam! Ba! Ce cioaca mea! Am mă, dude! Trebuie să ținem shift-ul apăsat. Nu mai ținem shift. Nu mai știu să fac de-astea, frate! Uite așa, bam, beton! Oh my god, uitați aici! Exact ce ziceam! O să plâng! Ha! Mă, acolo sunt niște blocuri invizibile! What? Aaa, ce tare, fii antenă. Beton. Sunt niște blocuri invizibile ca să nu caz de... Sau nu spune că am căzut și că nu mai am cum să mă întorc. Ba da, am cum să mă întorc. Ba nu! Na, nu mai am cum. Fucking hell no.
Ce drăguț. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a juca încă o dată să nu uitați să apăsați ceva acel mic butonaj de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Am rămas la parcurul 4, trebuie să-l reluăm clipul anterior, deci am făcut 3 parcuri în acest clip, eu zic că este ok. Vă aștept și pe voi pe server, adresa în descriere la secțiunea de parcurs să vă vedeți și voi skill-ul, bă frate, vedem cât de multe știți și voi să faceți. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți, ceau bă, pa!